Poc, am apăsat pe rec. Wow, coaie, wow, coaie. De data asta ridic păhăruțul de Pepsi Max, dar nu-l mai ridic pe Caterinca și miștoul clasic. Îl ridic gândindu-mă la toate momentele prin care am trecut în ăștia 2 ani. Astăzi se împlinesc 2 ani de când țin pariul, auzi. Țin paharul, țin canalul ăsta de pariuri. Sunt 2 ani în care am trecut prin atâtea. Dacă sunteți de multă vreme pe aici, știți toată polologia, toată aventura, toate explicațiile, toate aberațiile, foarte multele aberații, toate caterincile și toate bășelile. Sunt 2 ani complicați, 2 ani în care am încercat în toate felurile, Doamne ajută, să ofer un alt fel de produs media aici pe YouTube în materie de pariuri sportive. Eu fiind amator, neiubitor de fotbal, în toți rărunchii mei, pur și simplu am luat așa mai pe matematică, mai pe statistică, mai pe niște socoteli. Strategia mea în episoadele trecute, în ăștia 2 ani, v-am tot explicat-o și răsfirat-o, v-am re-eșapat-o, reprezentat-o, reîmpachetat-o în fel și chip, în ideea că veți reține cam care e efortul din spate, care e unul destul de mare și de 6 luni de zile încoace, ba chiar 7, a devenit unul full-time. Detaliam la momentul respectiv ce muia dracilor mi s-a întâmplat și unde mă îndrept eu zilele astea. Mergem mai departe, târâși grăpiși, n-avem decât să înfruntăm toate căcaturile și ce să vezi, canalul ăsta de YouTube mi-a devenit frate-soră, mi-a devenit motiv de a mă trezi dimineața, mi-a devenit efectiv steaua mea, raza mea de soare în toate zilele astea. Depun toate eforturile posibile să fie bine, fac tot ce-mi stă în putință să fac niște bilete bune. Iată că de o lună de zile încoace pare că ne îndreptăm spre ceva extraordinar. Constanță bună la variantele astea de joc de pe canal, cu 8 meciuri, cu 8 evenimente, cote de 20-30. Ieri am pățit-o într-un mare fel. Ieri m-am luat cu 3 linii de poveste separate, da? 3 triliarde de detalii la meciul cu Malta și am uitat să zic pronosticul. Eu mai avertizam în episoade trecute de niște multe ori când se întâmplă să vedeți o inexactitate, da? Vreo inadvertență, vreun căcățel. Când remarcați vreo greșeală, vreo eroare, de orice natură, îmi spuneți într-un comentariu, eu mă uit repejor și modificăm din mers. Eu voi pune un comentariu fixat la clip și dacă e vreo erată, se va găsi în acel comentariu fixat de la clipul zilei respective. Asta s-a întâmplat ieri. Am uitat, m-am dat cu bălmăjeala și cu poveștile, pentru că multe îmi sunt pe cap, știți bine. De atâtea ori v-am povestit toate căcaturile și mișmașurile, m-am dat și de dat la tot felul de detalii și am uitat să dau pronosticul de 2+ pentru meciul din Malta. Stați liniștiți că n-a fost greșeala chiar atât de extra benga mega, pentru că meciul din Malta nu s-a mai jucat, s-a anulat, s-a reprogramat, de fapt nu anulat, s-a reprogramat, s-a amânat efectiv. La fel s-a întâmplat și cu meciul din Grecia, da? Cu Lamia, nu s-au mai jucat fotbal, ce dracu s-a mai întâmplat și prin Grecia, nu s-a mai jucat ieri meciul lucrul respectiv. Cu alte cuvinte, pe biletul propus pe canal ieri s-au întâmplat următoarele. S-au anulat 2 meciuri, ăla din Malta, ăla din Grecia și s-a stricat unul singur. Celelalte 5 au ieșit verzi, după cum probabil ați remarcat uitându-vă pe bilet, verificând la ceas de seară. Am încercat tot ce s-a putut și pe ziua de ieri. Cota de 2 a rămas trunchiată pe TikTok, pentru că conținea, cine intra pe TikTok sau pe pagina mea de Facebook, Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, a observat că conținea și meciul din Grecia, cota de 2 propusă pentru ieri. Nemai jucându-se ăla din Grecia, am rămas într-o rână care a ieșit verde, da?
meciul cu rezerve din Argentina. A ieșit verde și după aia am mai propus eu pe TikTok în comentarii o alternativă, care a fost și aia verde. Deci a ieșit o cotă de 2 pe ziua de ieri, dacă ați fi luat-o la timp, dacă ați fi verificat la timp. Dar mă rog, am senzația că am totuși postat prea târziu meciul ăla de basket și deja a început să meciul din Argentina cu rezerve și nu se mai putea efectiv realiza cota întreagă de 2. Deci a fost o căcănăreală ce s-a întâmplat ieri și cu cota de 2. Am încercat tot ce am putut, nu s-a putut. Da, deci 2 anulate, un meci stricat, 5 verzi pe biletul de ieri. Am și astăzi un minunat bilet pentru voi în ziua asta de 10 februarie 2023, când eu împlinesc cu canalul ăsta de pariuri 2 ani de zile, 2 ani în care m-am dedicat trup și suflet și vreau să continu și pe viitor, în cele ce urmează, să o fac la fel de frumos, de consistent. Sunt 2 ani complicați, 2 ani în care am pornit de la o scânteie într-o zi geroasă de februarie, umedă, acum e soare, văd pe cerul albastru plin de ger. La momentul ăla era mai pe umezeală, cam burnița, ningea, să floșcăiala. Era o zi mai normală de iarnă decât zilele astea ce trăim noi acum. Soare mult, ger, o iarnă care ba apare, ba nu mai apare, dar la cât de futută e planeta și lumea zilele astea, e departe de ce se întâmpla în februarie 2020. 2021, mă iertați, e greu cu matematica. Foarte multă vreme din 2021 până acum, incredibil de multe chestii întâmplate și multe, multe încercări. Statistic, dacă mă gândesc în spate, evident au fost mai multe, mult mai multe pierderile. Doar intențiile au fost foarte bune de fiecare dată. Îmi aduc aminte la început când aveam 5-6 like-uri, 20 de vizualizări, 30 de vizualizări. Nici nu m-am dus să mă uit la episodul din 10 februarie, cât a adunat între timp și câte s-au făcut între timp la episoadele de atunci de început. Oricum, nici 50 de views nu făceam, cred eu. Și am ajuns acum, mulțumită vouă, mulțumită atenției voastre, mulțumită faptului că ideea asta a ajuns la tot mai multă lume, am ajuns la 500 de vizualizări, 600 de vizualizări pe zi, 100 de like-uri în fiecare zi. Vă sunt recunoscător din tot sufletul. Oameni vechi, voi, că ați stat alături de mine, meritați cel mai mult în toată perioada asta. Ați crezut și ați revenit la mine pentru un motiv, habar n-am care e ăla de fapt, dar v-a plăcut să stați cu mine aici la bălmăjeala mea. Oameni noi, bine ați venit acum mai nou pe canal, fie de pe TikTok sau Facebook, cumva m-ați găsit pe YouTube, fie din search-ul de Facebook, că și pe YouTube, search-ul de Facebook, auzi, fie și din search-ul de YouTube, că și YouTube mă recomandă din ce în ce mai sus la rezultate pe teme de pariuri, ponturi sportive, tot mai des apar între primele rezultate. Și asta e foarte frumos. Chiar, uite, puteți să-mi spuneți astăzi în comentarii unde m-ați găsit prima oară și care e motivul pentru care încă sunteți alături de mine. Eu încerc din toată inima să fac chestii bune. Am pornit canalul ăsta tocmai în ideea de a fi o alternativă la ce se poartă. La grupurile private de Telegram, la fraierel cu 300 de euro pe lună, la toate căcaturile astea în care vă minte cineva că vă dă un pont minune, că vă iese nu știu ce cotă cu X pauză 2 final și vă iese o pulă. Aruncați banii de pomană și vă sunt vândute iluzii zi și noapte. Am vrut o alternativă. O alternativă în care vorbim ca oamenii, vă prezint ideea mea cât mai clar și mai sincer și mai transparent de la capul locului. Vă chem alături de mine doar spunându-vă foarte clar la ce vă băgați și cred că v-ați obișnuit de 2 ani de zile la ce mod pun eu problema. E o cursă lungă, fără sfârșit, dacă vreți, în care încercăm. N-are cum să fie altfel în lumea pariurilor, unde nimeni nu știe viitorul, totul e riscant. Și dacă or fi câțiva pe planeta asta care știu de meciuri aranjate și jmenozeli și sunt ei masonii, mahonii, macronii pariurilor sportive și ai sporturilor, e altă treabă. E pur și simplu altă treabă. O treabă care nu are legătură cu lumea largă și
nu știu, o porțiune, o secțiune din viață la care mulți nu avem acces. Deci, dacă ori fi vreunii care pun la cale meciuri aranjate și produc sute de triliarde de euro prin vreo tehnică misterioasă, probabil că sunt. Poate de acolo vin toate meciurile cu favorite stricate fix în weekend, când bagă toată lumea sute de lei, euro și ce mai vreți voi în pariuri sportive. Poate de acolo vin toate rezultatele alea foarte stranii între echipe extrem de dezechilibrate. Știi, Mallorca, Real Madrid, Pulea cu Sulea, Țața Veta cu Țața Floarea și tot felul de disensiuni. Poate că de acolo vin. Poate că undeva e o înțelegere. Poate că undeva e un aranjament. Nu o să stăm de conspirații de genul Șoșoacă versus cutremurile din Turcia. Știi? Să începem acum să zicem că s-a produs o undă electromagnetică produsă mecanic, indusă. Europa vrea să rupă conflictul dintre... Doamne, ferească Dumnezeu! Nu ne putem duce chiar atât de departe cu imaginații. Rămânem pe alea noastre, rămânem pe normal, rămânem pe meciul lucruri grele, complicate. Eu rămân la poezia mea că sunt niște meciuri foarte periculoase. Jucați-le cu toată prudența de pe planeta Pământ. Nu vă băgați foarte mulți bani în ele. Riscați bani pe care puteți să-i pierdeți, care nu vă afectează viața, economiile. Dacă veniți și cu mine în grupul meu privat de WhatsApp, puteți să o faceți oricând să jucăm cele 6 bilete zilnice. Scrieți-mi la 07 45 70 80 08, dar să aveți și acolo bani pe care puteți să-i pierdeți, care să nu vă afecteze viața sau economiile, repet. Dacă aveți toate astea, puteți să mai stați pe frecvența mea. Dacă nu, stați rezervați, riscați-vă banii cu cap și, în general, nu vă băgați în pariuri dacă totul e un risc și vă puneți în joc banii de pâine. Gen. Adică mai bine mâncați un sandwich decât să aruncați 5 lei pe un bilet periculos, cum o să vă prezint și astăzi. Se făcură 12 minute. Închin așadar paharul pentru voi. Mulțumesc că sunteți alături de mine. Pentru mine, că muncesc atâta la schema asta cu cele 6 bilete zilnice, la filmat pe canal, mai nou și pe TikTok, mai nou și pe Facebook, mai nou și pe toți dracii, meritam și eu un Pepsi Max și o gură de vorbă. Liniștiți-vă, stați liniștiți. Primul meci începe astăzi la 15. 8 evenimente din nou formează cota totală pentru biletul Pup Sus de astăzi al canalului. Avem o cotă de 24.98, aproape 25, în această zi de 2 ani cu canalul aniversară. Luați pixulețul. Sus creionașul! Urmează dictarea. Africa de Sud, Cupa FA. Ne aduce tăvăleală între Cape Town Spurs și Baroka. 2+. Se dau măcar 2 goluri în tot meci. Peste 1,5. Cipru, First Division, prima divizie de acolo, ne propune întâlnirea dintre AEK Larnaca și Akritas Chlorakas. Akritas Chlorakas. Nu GG, nu vor marca ambele echipe. Este singurul pont limitativ de pe biletul de astăzi și mi-e foarte frică cu acest căcat, dar poate avem niște noroc. Noroc, un pic de noroc. Să dea Dumnezeu să bată cine bate, dar să nu dea ambele echipe gol. Nu GG, nu vor marca ambele. Dacă marchează, s-a făcut biletul. Deci rugați-vă mult. Încercăm. Germania, Bundesliga 2, vine cu tăvăleală mare între Karlsruhe și Greuther Fürth. Câștigă fie Greuther Fürth, oaspeții fie se termină meciul într-o mare egalitate. Pronostic X2 pentru Greuther Fürth. Avem și niște basket franțuzesc, basket din Franța, LNB, Liga Națională de Basket. Îmi zicea un prieten că încearcă să joace biletul și pe grup, pe Superbet, dar vrea să-l pună și pe Betano. Nu l-a găsit la Betano. Iată că multe dintre case nu au oferta foarte completă. Foarte complet, auzi. Dacă are grade de comparație, complet vreodată în viața asta. În vreo gramatică. Nu are coperta. Nu are oferta și celelalte agenții
la fel de amplă și de ofertantă, oferta ofertantă, cum o are Superbet. Nu îi laud, dar când e de lăudat, e de lăudat. La Superbet am găsit cam toate prostiile și toate neghiobiile, cum la multe alte case nu se prea găsește și mai ales afară, Doamne ferește. Pe lângă limitările alea să pui 10 meciuri pe un bilet, nu mai mult de 10 meciuri și toate căcaturile, nu găsești nici dragi, decât ligile principale, câteva meciuri, nici acolo toate. Și în rest, dacă te bași pe basket, pe hockey, pe d-astea, pe care coaie, că nu e nimic. Foarte... Adică m-a șocat în tot timpul ăsta în care am discutat cu o grămadă de oameni, m-a șocat să aflu informațiile, detaliile astea despre cât de greu e să găsești pronosticurile astea în afară. Da? În afara țării. În țară, iată, că mai poți cu un Superbet, cu un astea, mai sunt câteva case cât de cât decente. Cel puțin la Superbet le-am găsit întotdeauna pe toate. Fără abatere aproape. Dar în rest, să mă ierte Sfântul Duh. Am zis Franța, basket, să nu uităm ca la Malta pe ziua de ieri, că eu mă dedau la bârfă. LNB, Liga Națională de Basket, ne propune un meci între Boulogne-Levallois, da, cu 2 de L. Boulogne-Levallois se luptă cu Dijon. Și mergem pe unul solist, inclusiv prelungiri, victorie de gazde, victorie pentru Boulogne-Levallois. La basket Franța-LNB. Dă Doamne să câștige Boulogne-Levallois, Levallois. Ce mai adăugăm pe bilețucul vesel? Adăugăm niște bătălii amicale. Un meci amical, ce să mai discutăm. Unul singur și bun. Amical intercluburi, sper să fie bun. Două echipe irlandeze își trag la joale de amuzament pe frigul ăsta. Nu știu cât de frig este și în Irlanda. Cork City se duelează cu Cove Ramblers. Și ce să vezi, vor câștiga gazdele. Unul solist, pune pe bilet, câștigă Cork City. Navigăm și în Cupa Scoției, că toți suntem pe acolo. Cupa Scoției ne propune întâlnirea dintre Hamilton Academical și Hearts. Mergem pe oaspeți, adăugăm pe bilet doi solist, câștigă Hearts, inimile. Inimile din Scoția. Hearts, câștigători, oaspeți câștigători în meci. Doi solist. Ce mai avem pe bilețucul pup sus de astăzi, ca să facem cota asta de 24.98? Mai avem un meci de fotbal din Mexic, Liga Premier Serie A. Inter Playa Carmen se duelează cu Montañeses. E un meci în care se vor căra cel puțin 3 goluri. Mergem pe 3 plus, peste 2,5 goluri înscrise în întâlnirea asta dintre Inter Playa Carmen și Montañeses. Hockey la final de bilet. Un meci din AHL, Statele Unite ale Americii, American Hockey League, AHL. Se întâlnesc acolo să se bată, și sper să nu dea greș, Hartford Wolfpack cu Lehigh Valley Phantoms. Mergem pe oaspeți sau egal. X2. Lehigh Valley Phantoms câștigă meciul sau măcar reușesc să mențină egalitatea la final de duel. Favoriți sunt ăștia, gazdele, da? Hartford Wolfpack. Doamne, dă să nu se întâmple vreun căcat. Periculos bilețuc, ca de fiecare dată de altfel, dar poate câștigăm. Acum de ziua canalului, la 2 ani distanță de începuturile tumultoase, poate o punem de niște dolari. Bine ar fi. A fost un an, au fost 2 ani zbuciumați, 2 ani în care am făcut o grămadă de experimente, unele voite, multe nevoite. V-am povestit strategia mea cu produs generat de variante de joc din tot felul de site-uri care vin cu ponturi foarte, foarte tropicale și exotice. Multe dintre ele cu cotele de 2, în care eu credeam foarte mult acum vreun an și ceva, au dispărut subit. A neant, da? N-au mai existat.
Așadar, cotele alea nu le-am mai avut, n-am mai avut acces la ele, nu am mai avut de unde să contorizez în graficul meu ce se întâmplă cu fiecare, a trebuit să produc altele. A trebuit să inventez alte variante de joc și să mă focusez pe alt tip de eficiență. Iar și iar, iar și iar, la câteva săptămâni se mai întâmpla un căcat. Iată că din decembrie am schema asta. O schemă care se dovedește relativ stabilă. Relativ stabilă. Se mișcă bine. O vom vedea în cele ce urmează. Avem câștigul din 25 ianuarie, avem câștigul din 1 februarie, avem câștigul din 8 februarie pe grupul privat. Ăsta din 8 februarie s-a întâmplat, cum vă povesteam ieri, pe grupul privat de WhatsApp. Da? Deci, bine, bine, destul de bine. Dacă se păstrează rata asta de câștiguri, va fi extraordinar și pe viitor. Mă focusez să mai văd în această lună februarie aniversară măcar încă 2-3 câștiguri cu cotele astea de 20-30. Astăzi e cotă 24.98. Mai ales dacă riscați o sumă de 20 de lei, 40 de lei, habar n-am, am pe cineva în grup care joacă cotele astea cu 50 de lei. Dacă omul dispune de parnos și vrea să riște luna asta așa, o perioadă așa, de ce nu? Astea sunt sume ideale, într-adevăr, pentru cotele astea de 20, 24, 30, dar riscurile sunt mari. Nimic nu e garantat. Ce se întâmplă seara, știți bine că jurăm de multe ori încă de la primul meci. De asta am și uitat ieri să zic pronosticul la meciul cu Malta, că m-am apucat să povestesc cum mă lua ăla cu... Și unii de 16 ani, bă, știe să facă mai, cu mai mult flair bilete decât tine. Tu ai decât vrăjală scenică. Nu pot să uit asta cu vrăjală scenică. Doamne câte mi s-au spus în 2 ani, Doamne câte puli mi s-au pus pe frunte fără să vreau, deși mie îmi plac, dar la cerere, gen să vreau eu. Doamne câte puli nedorite și nesolicitate mi s-au vârât în sprâncene, Doamne câte înjurături, Doamne câte amenințări, Doamne câte... Oai, de ce nu puteți să înțelegeți că 1. Nu mă afectează, 2. Nu își au rostul, 3. E o energie risipită în van, pur și simplu. Nu-ți face plăcere munca unui om, efortul unui om, căcaturile pe care le emană un om. Bune, rele, false, nașpa, aiurea, orice cuvânt considerați voi, da? Legat de ce se întâmplă aici pe canal. Dacă nu vă face plăcere și considerați că e ceva neacătării, ne dă bun gust, ne dă căcat, ne dă la 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 la. De ce stați pe canal? Vă dezabonați și plecați. Și acordați atenție unui om sau unui lucru care vă face vouă o plăcere, care vă inspiră, care vă aduce, vă face să tresăriți. Știi, adică vă duceți acolo unde vă place. Niciodată nu am stat să-mi petrec mai mult de, nu știu, un minut, o oră cu o persoană care mi-a plăcut sau o situație care nu m-a inspirat. Nu stau să îmi consum energia în niște chestii care coaie sunt... Nu-mi plac, n-am nevoie de ele. Așa și cu asta. Dar s-au mai rărit. Mulțumesc lui Sfântul Doamne, s-au mai rărit fazele de energii negative de ampulea. Când mă mai conflictuez cu câte o replică din asta mai acidă, mă conflictuez, oamenii se grăbesc și totul e din grabă. Eu consider că e din grabă și din lipsă de comunicare. Cam toate căcaturile care se întâmplă pe pământul ăsta sunt din lipsă de comunicare. Frate, vrei să-mi spui ceva? Acordă-ți 5 minute, salută-mă pe WhatsApp 0745708008, salută-mă pe WhatsApp, ascultă-mă 5 minute, întreabă-mă, salut, care e faza cu asta? Pot să te sun, ne auzim? Ne și auzim la telefon, îți povestesc eu, uite cum, povestesc aici pe clip, toate căcaturile din lume. Toată polologia ți-o spun, îți detaliez la orice întrebare vrei să-mi pui, eu îți voi răspunde. Legat de grupul ăsta, de ideea asta cu pariurile, de ideea asta cu canalul, de ideea asta cu... ponturile. Pune întrebări. Așteaptă niște răspunsuri. Judecă după ce primești un set de detalii. Nu te grăbi, nu te ambala, nu te pripi să judeci fără să cunoști harta. Da? Mai amplu, așa. Nu te băga să... Pă, ce-che, pă, ce-che, pă, ce-che, pă. Acestea fiind spuse, se făcură 24 de minute, da? Avem cotă 24 azi, da? Suntem pe ce trebuie. 10 și 25 văd eu acolo pe cesul loc. Primul meci începe la 15. E timp să-l notați, să-mi biletul ăsta.
să notați meciurile astea. Calmați-vă, e timp. Am zis și eu să mă las să vorbesc acum de moment aniversar. Înseamnă mult că am făcut 2 ani, că vom continua și în al treilea până la capăt, dacă se anunță foarte prolifică zona asta de vizualizări și like-uri și abonări și într-adevăr devine un canal foarte solid, am ajuns la cât văd acolo? 2742. 2000! Mamă, Doamne, când aveam doar... N-aveam nici 1000 de abonați, frate. Aveam 400-500 de abonați. Ce? 300-400 de abonați. Nu vine să cred cât de multă lume a venit alături de mine și nu e gen abonări plătite sau cum fac ăștia de aia, dar ai 600.000 de abonați. Nu, om cu om, i-am numărat câte 5, câte 10, 1! Venea 1 pe săptămână la un moment dat, da? Atunci, în 2021. Un abonat pe săptămână și mă bucuram de el că a venit. Uite-mă, s-a abonat. Vrea să stea cu mine aici pe canal. Încă unul. Și s-au abonat toți, rând pe rând, organic. Sunt oameni reali. Asta îmi place. Că au venit de pe TikTok, de pe Facebook, sau chiar de pe YouTube, de pe canalul de sort sau de la recomandări din YouTube. Toți au venit și au zis, bă, stai așa că mai stau cu ăsta. Abonare. Și acum am 2742 de oameni care s-au abonat aici să stea, să asculte dobitocenile mele, care cred eu că sunt din suflet. Așa bune, proaste, cum sunt, eu fac biletele astea pămuncitele. Nu doar că sunt 2742 abonați, dar am 100 de like-uri pe zi de niște zile încoace. Bă, 100 de like-uri, 108-120 de like-uri. E cea mai frumoasă dovadă de iubire pe care am primit-o ever. Să știu că un om petrece timp cu mine acolo cât stă 5-6 minute să noteze meciurile, 20 dacă vrea să-mi asculte bălmăjarea. Faptul că, bă, frate, stau cu ăsta aici, pac, i-am dat like, pac, i-am băgat și un comentariu, faptul că sunteți cu mine 120 de oameni la masa tăcerii și a vorbitului mai ales, nu e de colo. E un cadou minunat de la viață să am până la urmă, așa neoficial și nescris, lăcrămez în colțul ochiului 100 și ceva de prieteni, da? Din ăștia 2700, nu știu cât se uită, se uită vreo 500, iată, zilnic, 500-600 zilnic, dar cu siguranță 100 sunt alături ultra-organic zi de zi cu mine, pentru că like-urile alea vorbesc. Like-urile alea înseamnă că sunteți aici, prezenți, și vreți să luptați cu mine pentru biletele astea. Asta înseamnă totul pentru mine. De asta încă mai apar pe canal. Este foarte greu, este un sport foarte complicat. De multe ori nu dorm toată noaptea și aștept orele 8-9 să posteze sursele. V-am mai povestit toată stratagema, toată găozema. Aștept până dimineața să posteze sursele, să pot face biletul, să-l pariez pentru mine. Ia și notează pe hârtiuță, iată hârtiuța aici, da? Meciul, lucrurile. Ia și apucă de filmat episodul, pune și pe TikTok ceva. E un întreg sport extrem care îmi ia ore întregi. Am pornit de la ceva foarte redus și simplu și am zis că hai mă că în 5 minute pe zi am terminat și iată că dedic ore întregi chestiei ăsteia. Dar îmi face plăcere. Adică nu mă plâng. Îmi face plăcere și dacă va crește canalul ăsta cu adevărat și ajung să am multe vizualizări aici, va începe să fie prolific, va începe să fie bine de tot. Va începe să fie bine de tot. 100 de like-uri și atenția voastră înseamnă că mă duc undeva frumos cu efortul ăsta. Sper să vă ofer 3, măcar 3, nu 2, măcar 3 cote din astea de 20-30 câștigătoare pe lună, ca să ne considerăm într-un oarește profit, da? Vedem. Eu vreau, evident, să se mențină rata care a fost în ianuarie, de 5 câștiguri doar în luna ianuarie. Și câte? 9 câștiguri din 20 decembrie până ieri, cum ar veni, sau ceva. Până ieri, alalte ieri. Măcar 5 câștiguri pe lună, măcar 3 câștiguri pe lună, am zis, da? Acolo să fim. Acolo să ne ajute Bunul Dumnezeu să mergem.
Acestea fiind spuse, asta vreau să mai zic, că e foarte greu să mă trezesc dimineața, să stau să notez meciurile, să fac biletele, să caca-maca. Pare amuzant, pare drăguț, pare senzațional, dar la un moment dat, repetând procesul iar și iar și iar, 2 ani de zile fără oprire, eu dacă stau să mă gândesc că în ăștia 2 ani de zile am făcut vreo zi pauză? Nu. Nu. Fie pâinea cât dărea, tot mai bine în țara mea, eu am stat aici pe Cocioc și am filmat un episod. Transpirat la coaie, cu părul mătură în cap, mai coafat, mai ciufulit, mai bucălat, cu fălcile mai umflate, mai desumflate, în funcție de ce Pepsi Max am băgat în ziua respectivă, mai căcat la cur, mai cu urechile mai mari, mai mici. Am filmat un episod pentru canal. Ban blocat cu WC-ul căzând sub mine, rupându-se colacul sub mine. Ba, filmat în vagon de tren, vă amintiți ce dracu mi s-a întâmplat acum câteva săptămâni, când s-a întâmplat. Ba, pe unde am mai fost, da? Câtă multă vreme am filmat din Apaca, da? Din capitala anală, cât am jmotruit și jlefuit și sclavagit, la, cât am sclavit la nenorociții ăștia la care am fost 6 ani de zile și s-au căcat pe mine și mi-au dat cu șutul. Ba prin Apaca, ba prin stații de tramvai, ba pe la pula mea, stații de tren, ba pe la... O peste tot. Unde am putut să mă mișc și să exist și coexist. O zi n-a fost să nu filmez un episod. Și asta poate să însemne niște dedicare și dedicație. Poate să însemne niște dedicare serioasă, da? Să faci asta zi de zi, zi de zi, zi de zi, repetitiv, zi de zi, zi de zi. La un moment dat te anchilozezi, te dilimandrești, te o iei un pic razna. Dar încă îmi face plăcere. Încă îmi face plăcere și sper ca efortul ăsta să nu fie chiar așa de în van. În ultima perioadă chiar a început să nu mai fie în van. De prin toamnă a început să nu mai fie chiar total în van. Eu mi-aș dori zilnic să vă ofer bilete bune, dar evident realitatea este mega cruntă. Vă amintiți în octombrie 11 câștiguri cu pup sus, pup jos, când prezentam variante super scurte pe amândouă. Le prezentam aici pe canal, variante cu 3 meciuri. Cote de 5, 6, 8, 10, ce mai făceam eu atunci. În noiembrie la fel, pe urmă din decembrie am luat-o cu schema asta nouă și cred eu că n-am greșit chiar total. Cum necum, am ajuns la niște rezultate tot mai dese în ultima perioadă, în ultimele luni și sper să se mențină rata asta frumoasă, bună, să fim sănătoși, atât am doresc. Pentru 2023, ca la anul nou aproape, îmi doresc multă sănătate pentru mine, pentru voi, să putem să ne ținem de ele, să le jucăm zi de zi, să avem bani, să avem de unde miza și ce-o mai fi în lumea asta nebună cu cutremure, cu catastrofe, cu război, cu scumpiri, cu inflație, cu pula mea, cu politica din România, cu PNL plină de jeguri, cu PSD plină de jeguri. Politică de 3 lei. În toată complicățenia asta planetară în care totul e ca pula, sper să rămânem echilibrați cumva și să facem ceva bun cu această tevatură numită pariuri sportive. Nu știu unde vom fi într-o lună, în 10, dacă o să pot să mă țin și anul ăsta de postat zi de zi. Poate vor apărea probleme, poate nu vor apărea probleme, poate că caca-maca, poate că kiki-riki-miki. Cert e că lumea și viața sunt niște chestii nebune, incontrolabile, inestimabile și nu mă gândeam acum 2 ani că o să fiu aici. Mă gândeam că o să fiu în altă parte, sincer. Nu sunt în cel mai bun moment și loc al vieții mele, în cele mai bune moment și loc ale vieții mele, dar ne permitem să continuăm, ne permitem să mergem mai departe. Cine-i născut? Da. Vă mulțumesc pentru toată atenția. Asta încercam să mai zic ca finalitate finală. Am mai comunicat și acum un episod sau două.
Ceea ce se va întâmpla de aici încolo este că nu voi mai vorbi atât de detaliat aici pe canal despre stratagema, strategia mea cu generatul de variante de joc, pentru că m-am strofocat în 2 ani de zile să explic ca un Einstein de 1 milion de ori și a început să îmi iasă pânări. Și mai bine vă povestesc eu în privat dacă îmi scrieți la 0745 70 80 0. Dacă vreți să mai aflați o ideuță, o împărțim împreună în intimitatea convorbirilor noastre online, da? Pe WhatsApp sau în scris sau chiar la receptor. Acestea fiind spuse, episodul se poate închide la 35 de minute, mamă, cu bine, până în care clipul se face în jur de 11 sau ceva, dar până la orele 15 tot vă rămân 1, 2, 3, 4 ore, wow, 4 ore! 4 ore bune și late în care să fiți atenți la aceste 8 meciulucuri. Sunt mari șanse să se fută. Din ce văd eu cu NuGG, la AEK Larnaca, știți bine că eu n-am optimismul prieten în mod deosebit când văd ponturi limitative. NuGG la AEK Larnaca, Dumnezeu cu mila. Pe urmă X2 la Lehigh Valley Phantoms, e totul e un risc. Dar Oviorea mi-a șoptit că așa va fi să fie. Poate iese verde tot. Poate iese verde tot, da? De asta încercăm în fiecare zi. Așteptăm zilele de verde. Vreți să jucați mai mult de biletul ăsta? Am 6 în fiecare zi ăsta și încă 5 pe canalul meu, pe grupul meu privat de WhatsApp. Haideți cu mine pe WhatsApp. Am zis, mai zic încă o dată. 0745 70 80 08. Vorbim acolo. O zi minunată de vineri, un weekend fabulos vă doresc. Vă mulțumesc pentru toți anii ăștia împreună și sper să facem mulți înainte și pe viitor. Cu sănătate, cu noroc, cu dragoste, cu iubire, cu niște vieți cum vreți voi, cu niște vieți cum vreau și eu. Să ne meargă bine, să fim iubiți cum vrem și să fim sănătoși. În rest, să nu se dărâme lumea, că pare că se dărâmă lumea un pic. Să ne rugăm să nu fim niște ființe de lumină și să mai vindece planeta asta un pic și societatea asta futută în cap. Să mai dispară un pic corupția și dereglarea. Și să fim mai deschiși spre o lume mai bună. Hai că v-am pupat! Dulce!